ceea ce ești tu și ceea ce ai, niciodată nu va fi suficient pentru a sluji nevoilor copleșitoare pe care oamenii din jurul nostru le au. Dar odată ce ne recunoaștem limitele, și astăzi este o zi potrivită în care putem face lucrul acesta, și ne așezăm noi înșine și ceea ce avem noi în mâinile lui Hristos, El alege să se folosească de puținul nostru care se transformă într-o binecuvântare pentru nevoile celor din jurul nostru. Dragii mei, cu toții mai devreme sau mai târziu vom experimenta acest mare adevăr că niciodată prin noi înșine nu vom putea fi suficienți pentru a răspunde nevoilor celor din jurul nostru. Numai Hristos în noi poate împlini aceste nevoi. Vă invit acum să deschideți împreună cu mine Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 10 până la versetul 17. Inadecvarea mea, adecvarea lui Hristos. Luca, capitolul 9, începând cu versetul 10. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine. Le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat de Iisus și au zis: dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunile de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns: n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: puneți-i să șadă jos încete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu firimiturile rămase. Amin. Paragraful acesta este imediat după ce cei 12 au fost în prima lor misiune. Au predicat Evanghelia Împărăției. Au vindecat pe cei bolnavi. Au eliberat pe cei apăsați de diavol. Wow, ce experiență! Se întorc acum obosiți, epuizați, dar încântați de ceea ce s-a întâmplat cu ei. Și Iisus, ca un pedagog desăvârșit, ca unul care i-a chemat într-o școală foarte specială, cea uceniciei, vine și creează un cadru deosebit pentru a învăța ceva, pentru a îi ajuta să înțeleagă care este de fapt sursa slujirii pe care ei tocmai au făcut-o. Când ne uităm la paragraful pe care tocmai l-am citit, sunt 3 observații pe care vreau să le fac. Prima dintre ele, nevoile mulțimii. Cea de-a doua, inadecvarea ucenicilor. Cea de-a treia observație pe care o fac aici este adecvarea Mântuitorului. Haideți să le luăm pe rând. Prima dintre ele, oamenii de atunci și de astăzi sunt în nevoi foarte mari. Aceeași povestire a aceleiași minuni o găsim și în celelalte 3 evanghelii. Dar aș vrea să vă invit acum să citim ceva din modul în care Marcu, în capitolul 6, versetele 31 până la 33, relatează această minune. Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin.
căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-au vrea vreme nici să mănânce. Au plecat cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii au văzut plecând și au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul care în care se duceau ei. Faptul că mulțimile nu le dau voie nici măcar să mănânce ucenicilor care sunt obosiți și epuizați, îmi spune mie cât de mari erau nevoile lor. Probabil că cea mai mare nevoie era cea de vindecare fizică. Lipsa unui sistem sanitar îi făcea pe oameni să experimenteze foarte multă suferință. Biblia ne spune că nu de puține ori Iisus era întâmpinat de orbi, surzi, șchiopi, tot felul de boli, oameni muribunzi. Iar la sfârșitul zilei, cel puțin în pasajul pe care l-am citit, oamenii sunt și flămânzi din punct de vedere fizic. Nimic de mâncat în acel loc izolat. Dar dincolo de nevoile acestea simțite pe care le au oamenii, cea mai mare nevoie a lor era una de natură spirituală. Da, Iisus le putea vindeca bolile, umple stomacul, dar toate acestea, deși rezolvau ceva din problemele lor, lăsau descoperită cea mai importantă nevoie a lor, și anume nevoia de salvare, de mântuire, de iertare de păcatele lor. Așa că, dacă vă uitați la pasajul acesta, Iisus, încă o dată, vorbește oamenilor despre împărăția sa. Uitați-vă cum spune versetul 11. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Dragii mei, oare cine nu știe că viața fără Iisus este una grea, la care se adaugă eternitatea în moarte veșnică? Dificultatea noastră este cum putem sluji generației noastre care are exact aceleași nevoi. Și aici intervine, de fapt, problema noastră și cea de-a doua observație a textului nostru, și anume, suntem inadecvați. Suntem inadecvați pentru a putea întâmpina nevoile copleșitoare ale omenirii. Uitați-vă la contrastul dintre cum îi abordează Iisus pe oameni și cum o face ucenicii. Versetul 11 spune că Iisus i-a primit bine. Versetul 12 spune că ucenicii au spus: dă drumul noroadelor, lasă-i să se ducă în satele din jur, poate și-au găsit un loc unde să găzduiască și ceva mâncare. Ucenicii par foarte realiști, sunt cu picioarele pe pământ, nu sunt niște tip visători. Ei spun: sunt mulți, suntem în pustiu, n-avem cum să-i hrănim, soluția cea mai plauzibilă este satele din jur, poate fi un răspuns la nevoia lor. Dar uitați-vă cum răspunde Iisus. Surprinzător, în versetul 13: dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns: n-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Ce să faci cu prânzul unui copil care se pare că a avut o mamă grijulie și a pus în trăistuța lui ceva necesar pentru călătoria asta pe care băiețelul acesta se pare a făcut-o, să-l asculte și el pe Iisus? 5.000 de bărbați. Mă rog, este trist că în vremea aceea se numărau doar bărbații. Dar haideți să facem un calcul simplu. Dacă fiecare bărbat era acompaniat de o femeie, erau 10.000 de persoane. Dacă erau și copiii lor, erau minimum 15.000 de oameni, puteau fi mult mai mulți. Tot ce aveau ucenicii era prânzul unui copil. Maniera în care Iisus rezolvă, în schimb, problema aici este una semnificativă. Ar fi putut să coboare mană din cer, cum a făcut-o timp de 40 de ani în pustiu, dar n-alege să facă asta. Iisus ar fi putut rosti un cuvânt și fiecare participant din mulțimea aceea să se trezească cu o pâine în mână. Iisus ar fi putut cere ajutorul îngerilor care să distribuie pâinile. Imaginați-vă ce ar fi vorbit pentru restul vieții
participanții la această întâlnire despre vizita îngerilor, cum îngerii i-au hrănit în pustiu. Dar nu vă surprinde faptul că Iisus alege ca pâinile și peștii să fie distribuiți de ucenicii săi? Alege o altă metodă pentru că, de fapt, el vrea să-i instruiască pe ucenici, să-i învețe o lecție foarte importantă și anume, el poate împlini nevoile lumii prin ei, cu toate limitările lor. Hristos alege și astăzi să împlinească nevoile omenirii noastre folosindu-se de alți oameni, de oameni inadecvați ca mine și ca dumneavoastră. Oare câți de aici n-am avut momente în care ne-am dat seama că nu suntem suficient de pregătiți, suficient de educați, suficient de dotați cu anumite abilități ca să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat și am vrut să renunțăm? Oare pentru câți inadecvarea n-a devenit un motiv să spunem nu mai fac, nu mai vreau să mă implic? Dragii mei, exact acolo unde începe inadecvarea noastră, acolo începe dependența noastră de Dumnezeu. Și Dumnezeu alege să se folosească numai de oameni care își dau seama, realizează că sunt limitați. Și aici am prima realitate a unei inimi care este pusă pe altarul lui Dumnezeu și îl voi cita pe profesorul Bill Lawrence, care spune în felul următor. Tu trebuie să faci ceea ce nu poți face cu ceea ce nu ai pentru tot restul vieții. Realitatea inadecvării. Dați-mi voie să repet ceea ce spune el aici. Tu trebuie să faci ceea ce nu poți face cu ceea ce nu ai pentru tot restul vieții tale. Și asta îmi spune mie că Dumnezeu alege să se folosească de oameni care sunt limitați. Cea de-a treia observație pe textul nostru. Hristos ne dă adecvarea sa. El este cel care poate binecuvânta. El folosește puținul nostru când este așezat în mâinile lui. Și aici vreau să subliniez faptul că noi suntem chemați să punem la picioarele lui, să cedăm ceea ce avem, nu ceea ce nu avem. Noi câteodată spunem cam așa. Dacă m-aș fi născut într-o altă țară, dacă aș avea finanțe mai multe, dacă aș avea o altfel de familie, dacă aș avea o altfel de educație, atunci, cu siguranță, aș putea să fac lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Dragul meu, dă-mi voie să spun în dimineața asta că Dumnezeu nu-ți cere ceea ce tu nu ai. El îți cere doar ceea ce tu ai. Apoi, vreau să mai subliniez aici că trebuie să-i dăm inadecvarea noastră Domnului pentru a fi folosită spre slava sa. Vreau să vă adresez o întrebare în dimineața asta. Ați făcut vreodată ceva pentru Dumnezeu și i-ați furat slava? Nu ridicați mâna, nu faceți niciun gest, lăsați-L pe Duhul Sfânt să vă vorbească. Ați făcut ceva pentru Dumnezeu și ați așteptat aplauzele oamenilor? Ați făcut ceva pentru El și v-ați așezat în fața crucii ca oamenii să vă vadă pe dumneavoastră? Este tulburător să realizăm că au fost momente în viața noastră de care trebuie să ne pocăim când am făcut slujirea în felul acesta. Mi-amintesc că m-a surprins extraordinar de plăcut autorul cărții Comunicarea Adevărului Biblic, care la un moment dat vorbește despre rugăciunea unei bătrâne înainte ca pastorul să se ridice la amvon și să predice. Și ea s-a rugat cam așa, Doamne, acum când pastorul nostru este gata să deschidă Biblia și să ne vorbească, te rog frumos, ascunde-l în spatele crucii, pentru că am vrea să te vedem pe tine. Ce rugăciune profundă!
Dar când din adecvările noastre le așezăm la picioarele Domnului, alegem să spunem, Doamne, și dacă va fi vreo reușit în tot ceea ce fac, singurul care poate primi slava ești Tu. Așa că cea de-a doua lecție aici este, eu voi face ceea ce pot face cu ceea ce am prin Tine pentru tot restul vieții. Iată-L pe Mântuitorul care ia cele 5 pâini, cei 2 pești și face 3 lucruri cu ele. Așa ne spune textul. Primul lucru pe care îl face Iisus, binecuvântează pâinile. Dragii mei, eu cred că toți de aici suntem conștienți că fără binecuvântarea lui Dumnezeu, nimic nu se întâmplă frumos în viața noastră. Fără binecuvântarea lui Dumnezeu, de fapt, ne risipim timpul. Nu poți să ai o familie frumoasă fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu te poți bucura de o profesie bună fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu te poți bucura de liniște în casa ta fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu te poți bucura de nimic în viață, în adevăratul sens al cuvântului bucurie, fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că e foarte, foarte important ca să ne asigurăm că suntem sub binecuvântarea Sa. Care e cel de-al doilea lucru pe care îl face Iisus după ce ia pâinile, își ridică privirile spre ceruri, le binecuvântează? Spune Biblia că Iisus rupe, frânge. Dumneavoastră ați constatat că binecuvântarea și frângerea merg împreună? Orice persoană, fără excepție, pe care Dumnezeu o folosește, a fost frântă mai întâi. Avram și Sara, atunci când și-au pierdut abilitățile naturale de a mai avea copii, numai atunci l-au văzut pe Dumnezeu împlinind promisiunea pe care le-a făcut-o că le va da un moștenitor prin care va binecuvânta toate semințiile pământului. Iacov. Iacov care se naște ținându-l pe fratele lui Esau, geamănul de picior. Hoțul, șmecherul, ăsta care cade totdeauna în picioare. L-a fraierit, scuzați-mi că folosesc cuvinte ca acestea aici în biserică, pe fratesu, a furat binecuvântarea, l-a mințit pe taicăsu, se duce să-și găsească nevastă și ajunge la Laban, un șmecher mai mare decât el, 20 de ani în care fiecare a încercat să câștige în defavoarea celuilalt. În cele din urmă realizează că cel mai bun lucru este să pleci cât mai departe de socri și ajunge la Peniel cu turmele lui, cu soțiile lui, cu roabele lui, cu slugile lui. Și acolo la Peniel se întâmplă ceva în noaptea aceea care îi va marca viața. Se trezește bătut, se ridică și răspunde la fel. Și în cele din urmă realizează că ceva nu e în regulă și rostește o rugăciune și spune, Doamne, nu te las până când nu mă binecuvântez. Știți ce a făcut Domnul atunci? Primește o lovitură în coapsă și de atunci Iacov își va trage piciorul după el și în zorii zilei trece râul, se duce să-și întâmpine familia, e cu părul vâlvoi, plin de vânătăi, hainele rupte, plin de praf, își trage piciorul după el și când își vede rudele, știți care e primul lucru pe care îl spune Iacov? M-a binecuvântat Domnul. Cum așa? Eu am crezut că Domnul când te binecuvântează îți dă cea mai tare mașină, casa cea mai mare, concediu la munte și la mare, o familie superbă, te miști în cercurile cele mai exclusiviste. Asta înseamnă binecuvântare. Cum adică cu vânătăi pe față și cu piciorul care îl tragi după tine, asta este binecuvântare? Dragii mei, Dumnezeu se folosește numai de oamenii frânți. De fapt, dacă ne uităm în toată natura, El așa alege să lucreze. Folosește pământul rupt, arat, dacă pot să spun așa, pentru a produce recolta. Nori sparți pentru a ne da ploaie. Grâul zdrobit din care ne facem pâinea. Pâinea frântă
care ne dă puterea de zi cu zi. Femeia aceea care s-a dus la picioarele lui Iisus numai cu vasul spart, vasul acela de alabastru, a putut să răspândească parfumul. Petru, frânt, plânge că s-a lepădat de Domnul și acolo pe malul Mării Tiberiade are loc restaurarea lui și dintr-un fricos Dumnezeu va face un apostol. Dar știți ce e interesant? Unii dintre noi încă n-am ajuns să fim atât de slabi pentru a putea fi folosiți de Dumnezeu. Suntem puternici, ne descurcăm, știm ce trebuie să facem și facem prin noi înșine nenumărate lucruri. Mi-amintesc că am citit cu mulți ani în urmă, nu mai știu unde, faptul că un asiatic creștin a vizitat bisericile din Europa și apoi s-a întâlnit într-un anumit cadru cu liderii, ceva lideri ai bisericilor din Europa și iată remarca lui. Nu mi-am dat seama, zice el, că puteți face atâtea lucruri fără Dumnezeu. Atâtea lucruri bune, atâtea lucruri bisericești fără Dumnezeu. Unii n-am ajuns să fim atât de slabi încât să fim folosiți de Dumnezeu. Dar, dragii mei, să știți că Dumnezeu nu folosește adecvările noastre, ci tocmai inadecvările noastre. El le ia și le transformă în binecuvântări. Și 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, spune că El pune o comoară prețioasă în vasul acesta de lut, o bogăție, niște vase de lut, pentru a arăta că această putere nemaipomenită îi aparține lui Dumnezeu și nu vine de la noi. Puterea lui Dumnezeu este desăvârșită în slăbiciunile noastre. Numai atunci când alergăm și ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, îi permitem să ne binecuvânteze, să ne frângă, să ne multiplice și să distribuim puținul nostru, 2 pești și 5 pâini, pentru a împlini nevoile altora. Da, Iisus binecuvântează, frânge și apoi spune că împlinește, satisface. Haideți să citim versetele 16 și 17, să le recitim din textul nostru. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și primul lucru pe care îl face, le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți. Interesant. Și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmiturile rămase. A binecuvântat, a frânt, a multiplicat și a săturat. Imaginați-vă ucenicii care au tot distribuit pâinile și peștii și la sfârșit fiecare dintre ei este cu un coș plin. Ce lecție puternică! Ce lecție oferă Iisus acestor ucenici după ce îi hrănești pe alții cu ceea ce nu ai? După ce împlinești nevoile altora prin ceea ce Hristos face, rămâi cu coșul tău plin, ca și tu să te bucuri și să fii săturat. Dar întâi trebuie să-i saturi pe alții. Iisus spune în Luca, capitolul 9, cu versetul 27, căci ori și cine vrea să-și salveze viața, o va pierde. Dar cel ce își pierde viața pentru mine, spune Hristos, o va salva. Toți avem o singură viață de trăit. Poți să trăiești pentru tine, pentru poftele tale, pentru carnalitatea ta. Dar dă-mi voie să spun un adevăr pe care îl zice Iisus Hristos. Când procedezi așa, îți vei pierde viața. În final vei fi pierdut pentru totdeauna. Dar cel ce își pierde viața pentru Hristos, cel care se consumă pentru Hristos, cel care se pune la dispoziția lui Hristos, acela va câștiga. Slavă Domnului pentru aceasta. Așa că tot ce pot să spun acum este dăruiește-te slujbei lui Hristos și apoi trăiește această siguranță că El va face ca și coșul tău să fie plin. Când uzi pe alții, ca să citesc o altă carte din Biblie, din Proverbe, te uzi pe tine. Și acum vreau să petrec mai mult timp pe aplicație. De fapt, vreau să am două aplicații. Prima dintre ele
este cea care privește inadecvarea noastră în ceea ce privește mântuirea sufletului nostru, pe care aș numi-o în felul acesta: tu nu poți primi harul mântuitor până nu recunoști că ești total neadecvat, că nu poți. În Matei, capitolul 3, 5, cu versetul 3, Iisus spune: ferice de cei săraci în duh. Nu cu duhul, da? Cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ești, indiferent ce crezi despre tine, te rog să nu te superi pe mine, ești inadecvat. Nu poți obține mântuirea. A fi sărac cu duhul, a realiza cât de inadecvat ești, presupune să fii realist cu tine însuți, cu privire la starea ta spirituală, și să te vezi cum te vede Dumnezeu. Dumnezeu este foarte interesat de spiritul tău. Numai omul care își vede sărăcia spirituală, limitările sale, faptul că este pierdut, numai omul acela strigă după un salvator. Sunt oamenii care au fost convinși de păcatele lor, cei care sunt săraci în duhul, de condiția lor de păcătoși înaintea lui Dumnezeu, de vinovăția lor, de condamnarea lor. Și Iisus le spune acestora: binecuvântați sunt cei săraci în duh. Asta înseamnă să realizezi că tu niciodată nu vei putea să obții mântuirea prin ceea ce faci tu. Singura șansă pentru vameșul din pilda Mântuitorului este îndurarea lui Dumnezeu. Se roagă acolo în colțul acela cu capul plecat la pământ, lovindu-se cu pumnul în piept, încărcat de vinovăție, spunând: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Știți ce spune Iisus despre el? Vă spun că mai degrabă omul acesta s-a întors acasă neprihănit, achitat, iertat de păcatele lui. Câtă vreme ești mândru, mulțumit de tine, plin de tine, Dumnezeu nu are loc acolo. Și sunt oameni care trăiesc în lumea aceasta cu această aroganță. Aș vrea să-mi permiteți să vă întreb în dimineața aceasta: câți de aici ați decis dumneavoastră care să vă fie IQ-ul? E cineva care a decis el ce IQ să aibă? Câți de aici ați decis ce abilități naturale să aveți? Ce înălțime, ce culoare a părului, a ochilor? Cât de inteligent sunteți? E cineva care a decis lucrul ăsta? Iată cum spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Căci cine te face diferit? Ce ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ce lucru ai tu pe care să nu-l fi primit și să te îndreptățească, spre exemplu, să scrii pe Facebook: proști ăștia, îs mulți, dar îs proști. De ce ești tu mai deștept decât alții? Ce ai făcut tu să fii mai deștept decât alții? Ai un merit în toată povestea asta? Știi că puteai să te naști cu un anumit handicap? Dar n-ai ales tu să nu te naști așa. Absolut tot ceea ce suntem, absolut tot ceea ce avem, este darul lui Dumnezeu, și asta nu ne face superiori altora. Vai, de câte ori n-am păcătuit la capitolul acesta. I-am desconsiderat pe alții nepricepuți. Am spus tot felul de cuvinte despre ei. I-am privit de sus, cu aroganță. Noi putem, noi știm, noi suntem din categoria elitiștilor. Și am pierdut din vedere că absolut nimic din ceea ce sunt, din ceea ce am, nu este al meu. Totul mi-a fost dat. Și dacă ți-a fost dat, zice Apostolul Pavel, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Tu ești un inadecvat. Ține cont de acest adevăr. Apoi, eforturile tale nu te pot mântui. Nu poți face absolut nimic pentru mântuirea ta. Reține acest adevăr. Nu poți face absolut nimic pentru mântuirea ta. Și când încerci tu să te mântuiești singur, nu arăți decât
faptul că ai intrat pe un drum greșit. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, începând cu versetul 18 și o să citesc până la versetul 23. Eu știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea, întrucât vreau să fac ceea ce este bine, dar nu pot, căci nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu vreau să-l fac, dacă eu fac ceea ce nu vreau. Atunci nu sunt eu cel care fac, ci păcatul care locuiește în mine. Astfel eu găsesc această lege. Când vreau să fac binele, răul este prezent. Fiindcă în omul lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar în mădularele mele văd o altă lege care se luptă împotriva legii din mintea mea, făcându-mă prizonier al legii păcatului care este în mădularele mele. Ce om nenorocit sunt! Cine mă va elibera de acest trup de moarte? Iată concluzia la care ajunge un om care își dă seama că este inadecvat și nu poate face nimic pentru mântuirea lui. Cornilescu foarte, foarte frumos traduce versetul ăsta 24. O, nenorocitul de mine, inadecvatul de mine, limitatul de mine, prăpăditul de mine. N-am nici o șansă să fiu mântuit, să mă mântuiesc, să scap de nenorocirea asta din mine. Dragii mei, știți că acesta este cel mai duhovnicesc strigăt? Nu este un strigăt al firii, este un strigăt al Duhului, a omului care se duce înaintea lui Dumnezeu și spune: sunt un nenorocit. Nu mă pot mântui. N-am nicio șansă să scap de povara păcatelor mele, de viciile și de legăturile mele cu păcatul. O, nenorocitul de mine! În sfârșit a ajuns unde trebuie cel care face această declarație. Vreau să te întreb în această dimineață, tu ai ajuns la această deznădejde? Dacă n-ai ajuns la ea, încă ești în fire. Încă ești mândru, încă ești în natura cea veche, încă vrei ca prin tine însuți să-i placi lui Dumnezeu și să împlinești legea lui Dumnezeu. Cumva tragi nădejde că citind Biblia și rugându-te, vei avea biruință, nu-i așa? Da, lucrul acesta e foarte bun, este important, este o disciplină, dar dați-mi voie să vă spun că ajutorul nostru vine de la Domnul, de la cel care este în spatele acestei cărți, de la autorul ei, de cel care a inspirat scrierea acestei cărți. Ajutorul nostru vine de la Domnul atunci când disperați ne ducem la El și spunem: nu pot. Am nevoie de ajutorul tău. De când așteaptă Dumnezeu intervenția aceasta miraculoasă pe care vrea să o facă în viața noastră? Cine mă va izbăvi? Cine mă va izbăvi? Dar, dragii mei, acest strigăt, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte, este urmat de versetul 25, din același capitol, care spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, astfel, dar cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu. Wow, ce descoperire extraordinară! Am încercat eu... Și când am ajuns în disperarea mea și am îngenunchiat la Hristos și am realizat că doar El, doar Harul Lui, doar Hristos în mine mă poate elibera, atunci am putut să stric cu toată ființa mea: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul meu, pentru că doar prin El și doar și numai prin El pot fi mântuit. Tu trebuie să devii sărac în Duhul. Să-ți vezi inadecvarea. Trebuie să recunoști că ești un păcătos. Dacă suntem săraci, limitați, inadecvați, atunci ne lipim de cineva care e mai tare decât noi, mai puternic, care ne poate îmbogăți prin Iisus Hristos. Creează în noi această dependență de Dumnezeu. Cel care își vede limitele, numai acela renunță în permanență la el însuși și se leagă de Hristos. Soluția nu este monasticismul, soluția nu este să ieși din societate, să-ți faci tăieturi în carne, să suferi greutăți,
Soluția este să privești la Dumnezeu și să te vezi dependent doar de El. Numai Dumnezeu prin Hristos Iisus dă valoare ființei tale. Sunt oameni mândri prin bisericile creștine care privesc cu dispreț spre cei care sunt slabi și spun, a, eu niciodată n-am fumat. Eu în viața mea n-am băut alcool. Eu în viața mea n-am curvit. A, eu niciodată n-am fost așa slab ca ăla. Poate dacă vrea. Dați-mi voie să fac o afirmație aici. Cine spune lucrul acesta, în realitate, nu s-a întâlnit niciodată cu Hristos. Poți să vezi un om mândru și arogant în propria neprihănire, dar acest om, în realitate, nu s-a întâlnit cu Hristos Salvatorul. Este mai multă speranță pentru o prostituată și pentru un bețiv să intre în împărăția cerurilor decât pentru un asemenea om. Până nu te vezi pe tine însuți păcătos, neajutorat, nu vei cere ajutor lui Iisus care poate să-ți răscumpere sufletul. Problema noastră este că noi ne uităm la noi înșine și ne comparăm cu alți oameni. Deci, față de vecinul meu, eu sunt net superior. Eu n-am divorțat niciodată. Uite-l ăsta, de pe partea cealaltă, cât de beat vine acasă. Dar problema e că noi ne comparăm sau ne uităm la noi înșine în lumina unui bechior, o lumânare prăpădită. Dar când ieși în lumina soarelui, orice impuritate iese la suprafață. Și în Ioan capitolul 3, versetul 19 și 20, Biblia ne spune că oamenii iubesc întunericul ca să nu li se vadă faptele lor rele. Pentru că ei știu că dacă ies din întuneric la lumină, deodată se văd toate acestea. Așa că dăm voie să concluzionez la această parte, prima parte a aplicației. Tu nu poți primi darul Mântuitor până nu recunoști că ești total inadecvat. De aceea vreau să te chem în dimineața aceasta. Vino așa cum ești la Hristos. Vino cu păcatele tale, cu slăbiciunile tale, cu trecutul tău, cu eșecurile tale, cu frângerile tale. Vino așa cum ești. Vino la Hristos cu disperarea ta. El este Cel care are milă și te mântuiește. Slăvit să fie El. Al doilea lucru ca aplicație, în ceea ce privește slujirea ta, ești tot atât de inadecvat. Slujirea ta devine adecvată numai atunci când îți vei da limitările tale lui Hristos. Cei mai mari oameni ai Bibliei, vă rog să vă uitați, faceți-vă timp și studiați-i, au avut un sentiment puternic că nu sunt pregătiți, că nu sunt vrednici, un sentiment că nu sunt calificați pentru slujba la care Dumnezeu i-a chemat. Pe când eram, cred că în clasa 12 la liceu sau anul 1 la facultate, nu știu cu exactitate, mi-amintesc o discuție pe care am avut-o cu tatăl meu. Repara mașina, avea un Mozvic 1500 și eram și eu cu el acolo. Și la un moment dat tata s-a oprit și mi-a spus, e posibil ca Dumnezeu să te cheme în lucrarea Lui, să nu uiți niciodată acest adevăr. Niciunul din oamenii mari ai Bibliei nu s-au grăbit să accepte lucrul acesta. Toți au avut un sentiment foarte puternic de nevrednicie. M-au marcat cuvintele acestea mai mult decât probabil mi-am putut eu imagina. Am luat apoi Scriptura și am început să mă uit la oamenii Bibliei. L-am găsit, spre exemplu, pe Ieremia. Și vă invit, dacă vreți, să deschideți Biblia la Ieremia, capitolul 1, și o să citesc versetele 4 până la versetul 10. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis, mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte să fi ieșit din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem profet al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Stăpâne Doamne! Eu nu știu să vorbesc că sunt doar un copil. Însă Domnul mi-a zis, nu spune că ești un copil, căci vei merge la toți aceia la care te voi trimite și le vei spune tot ce-ți voi porunci. Nu te teme de ei,
căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna, mi-a atins gura și mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta, astăzi te pun peste neamuri și peste regate ca să smulgi și să dărâmi, să distrugi și să nimicești, să zidești și să plantezi. Și în urma acestei chemări, Eremia acceptă invitația Domnului. Iată cum se plânge el în capitolul 20 din aceeași carte, versetele 7 până la 9. M-ai convins, Doamne, și eu m-am lăsat convins, ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Sunt o pricină de râs toată ziua, toți își bat joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig, să proclam violență și distrugere. Cuvântul Domnului mi-aduce batjocără și rușine toată ziua. Și acum, notați vă rog versetul 9. Dacă mă gândesc să nu mai amintesc de el și să nu mai vorbesc în numele lui, iată că în inima mea este ceva ca un foc mistuitor, un foc închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Asta e tensiunea cu care trăiește orice om chemat de Dumnezeu pentru lucrare. Sentimentul puternic al nevredniciei și focul chemării care arde. Și astea două trăiesc în același timp, sau ar trebui să trăiască în același timp, în omul care este chemat de Dumnezeu. Am citit la rugăciune săptămâna trecută, când am fost aici joi, Exod capitolul 3 și capitolul 4. Și vă amintiți că Moise 40 de ani este în aceeași rutină. Este cu turmele socrului său, acolo în pustiul Madianului. A văzut de multe ori tufișuri care ard datorită temperaturilor înalte și într-o zi, în timp ce făcea același lucru, imaginați-vă să faci 40 de ani. Nu știu, câți dintre dumneavoastră aveți 40 de ani de muncă la același loc de muncă? E cineva care are 40 de ani la același loc de muncă? Vă dați seama ce rutină? Și într-o zi, în timp ce era cu oile, îi atrage atenția un tufiș care arde, dar nu se mistuie. Și se îndreaptă spre tufișul acela. Și acolo, în rutina lui, are loc întâlnirea cu supranaturalul. Și după ce Dumnezeu din rugul a prins, îl cheamă pe Moise. Uitați-vă ce spune Moise în capitolul 3 din Exod, versetul 1. Moise a răspuns lui Dumnezeu. Cine sunt eu ca să merg la faraon și să-i scot pe israeliți din Egipt? Păi Moise, amintește-ți când aveai 40 de ani. Cum ai crezut că Domnul te cheamă și te-ai apucat să faci dreptate? Erai tânăr, vizionar, puternic, deștept, educat. Știai ce trebuie să faci. Și te-ai apucat să faci. Dar educației tale lipsea pustiul, frângerea, școala mea. Acum ești la sfârșitul școlii mele. Îmi place ce aud. Îmi place când zici cine sunt eu să mă duc. Capitolul 4 din Exod, versetul 10 spune: Stăpâne, niciodată n-am fost un vorbitor bun. Nici în trecut, nici chiar acum, când ai vorbit robului tău, am vorbirea și limba încurcată. Cu câțiva ani în urmă ne-a vizitat aici în biserică un pastor cu câțiva membri din biserica lui și unul dintre ei îmi spune, zice, într-o zi m-am dus la pastorul nostru, era exact înainte de a se ridica la amvânt să predice și l-am întrebat, ai vreo emoție? Au, zice, nu, m-am obișnuit, zice, păcat, mai bine nu te duci la amvânt. Dragul meu, dă-mi voie să spun că dacă tu te duci să faci orice slujire, incluzându-mă pe mine, care m-am ridicat astăzi aici să predic, și n-am nicio emoție și niciun sentiment al inadecvării mele, tu lucrezi în fire. Eu lucrez în fire. În omul cel vechi. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au slujit având acest sentiment puternic că nu sunt suficient de pregătiți.
Isaia, în capitolul 6. Citesc acum de la versetul 1 până la versetul 9. În anul morții împăratului Ozia, l-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron înalt și măreț, marginea mantiei lui umplând templul. Deasupra lui stăteau serafimii, fiecare avea 6 aripi, cu 2 și-acopereau fața, cu 2 și-acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Întreg pământul este plin de slava lui. Ușorii și pragurile s-au cutremurat de glasul lui, iar casa s-a umplut de fum. Am strigat: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, iar ochii mei au văzut pe împăratul, Domnul oștirilor. Atunci unul dintre serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată cărbunele, acesta ți-a atins buzele. Acum vina ta este dată la o parte și păcatul tău este ispășit. Apoi am auzit glasul stăpânului întrebând: Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Iată-mă, trimite-mă, am zis eu. El a zis: Du-te la cei din poporul acesta și spune-le. Și apoi urmează mesajul. Dragii mei, am cântat astăzi, printre altele, cântecul acela care subliniat sfințenia lui Dumnezeu. Aproape de fiecare dată când se are în vedere acest atribut al lui Dumnezeu, fie că se cântă, fie că se predică, am așa o întrebare care îmi vine în minte: oare eu înțeleg pe deplin ce înseamnă că slujesc un Dumnezeu sfânt? Isaia s-a văzut pe sine cine este în momentul în care a avut parte de această revelație a lui Dumnezeu. Și tot ce a putut să spună: Vai de mine! Vai de mine! În fața luminii, curăției și sfințeniei divine, sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Aici intervine Dumnezeu. Ăsta e strigătul cel mai sfânt pe care îl poate rosti un om pe pământ. Pentru că atunci și acolo primește harul lui Dumnezeu. Nu poți face slujirea lui Dumnezeu, indiferent care este ea, fără să înțelegi care sunt limitările. Închei cu 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 5 și 6. Nu că prin noi înșine suntem destoinici, pretinzând că ceva vine de la noi, ci destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut destoinici să fim slujitorii noului legământ, nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă viața. Da, uitați-vă la ce realizare ajunge apostolul Pavel. Destoinicia noastră vine de la Domnul. Noi, prin noi înșine, nu putem să împlinim nevoile celorlalți. Dragul meu, ești aici în această dimineață și vreau să spun că dacă te simți, dacă realizezi că ești inadecvat, că ești nemântuit, nu căuta prin eforturile tale. Vino la Cel care este singurul care te poate mântui și care este Hristos Iisus. Pentru că nu este sub ceruri niciun alt nume. Invit aici echipa de laudă și închinare să pregătească pentru a cânta. Pentru că nu este sub ceruri niciun alt nume în care oamenii să poată fi mântuiți decât singurul nume al lui Iisus Hristos. Așa că indiferent cine ești în această zi, la Hristos, la crucea Lui, este loc și pentru tine. Și apoi vreau să spun ție, cel care ai primit o chemare de la Dumnezeu pentru slujire: oprește-te să mai faci slujirea prin tine însuți. Ești inadecvat. Nu poți face. Tu nu poți împlini nevoile oamenilor. N-ai cum, că și noi suntem tot oameni care depindem în egală măsură de Dumnezeu. Vino și dăruiește-te lui Hristos. Mă întreb, este cineva astăzi aici, în această dimineață,
gata să se predea lui Hristos? Fie că este păcătosul care are nevoie de mântuire, fie că este credinciosul mântuit care înțelege că e nevrednic pentru o lucrare atât de mare la care Dumnezeu l-a chemat și singurul lucru pe care îl poate face este să se prăbușească la crucea lui Hristos cu toată nevrednicia lui și să spună: Doamne, dacă Tu alegi în dimineața aceasta ca în locul celor 5 pâini și 2 pești să-L iei pe Mihai, pe Ion, pe Vasilica, să-L binecuvântezi, să-L frângi și să-L multiplici pentru a împlini nevoile altora, sunt aici și sunt gata să mă așez pe altarul Tău. Este cineva gata? Este cineva în această dimineață dispus să realizeze că este inadecvat?